fond și la maraton. Deci porumbei de zbor, mă ascult? Niciunul nu rămâne acasă, rămâne toate goale. Hai domnului Paraschiv Nicolae, da? Din București aici, membru sunt, cadrul clubului? Acum sunt la ăștia, la... La Popești sau unde? Popești de Orden, da. Popești de Orden. Am fost la Trealințescu și... Câți porumbei aveți aici? Păi sunt... Am plecat cu 50 de porumbei și am rămas vreo 40 și ceva. Mascul. Dar am plecat de la prima etapă. Zburați mai masculii? Nu. Și femele, nu? Tot, nu rămâne nimic. La natural, nu? Nu la natura. La văduvie? Acum am despărțit după primii pui. Da. I-am lăsat, a scos un rând de pui. Da. Un rând, cât un pui. I-ați lăsat sau o și a doua oară, nu, sau numai? Nu. După acum primul așa, pui. Eu i-am învățat așa porumbei mei, nu, nici nu-i mișc, să zic, băi, bag porumbița să-i dau să-l întărâte puțin? Să-l întărât, să fac nimic. Îi iau pe ăștia de aici și pe alea de acolo. Deci niciodată tot sezonul nu-și văd femeile, când nu? Vin. Când vin, n-am ce să le fac, îi las. Da. Îi las. Uitați, pe care a fost la zborul ăsta nenorocit. Da, a fost o etapă dificilă, într-adevăr, dar am înțeles că ați avut niște rezultate bune. Da, nu prea văd că sunt chiar așa morți sau obosiți. Uitați, și pormei care eu nu îi refac cu cine știe ce sofisticări. Da. Drojdie de bere, o să vă și arăt acolo. Da. Am niște electroliți, ca toată lumea de ăștia de la Rombac. Și... Câți porumbei tineri aveți aici în lot? De un an? Păsări tinere. Sunt mai mult maturi sau și tineri? Cred că jumate-jumate. Jumate-jumate. Da, am avut... cred că în jur de 20. Am avut 3 de 2017. Nu știu cât sunt de 2019 și... Restul de 2020. Da. Da. Selecția cum o faceți? Doar la zbor sau selecția la final? Selecția e cea mai simplă. La final nu le rup gâtul sau nu fac nicio decât prin zbor. Se elimină prima dată singuri. Deci zbora spune se pierd, practic, exact. Nu? Exact. Nu, care și pe urmă la sfârșit trage mine, care aș căpătat, care văd eu că nu corespunde... Nu ține pasul cu... Nu, să se refacă. Mi-e uitat și porumbei care au fost... Totuși eu zic că arată excelent, da, uitați. Da. Nu sunt umflați, nu sunt, uite, apă ce? Curată. Apă curată, da. Da. Nu, da. În schimb, mai mereu acum, la data seară. Ce-o drojdie de bere, zici, uitați, da? Mâncarea e, se vede că e, dar ce, uite, n-am mâncat. Are un pic de uzoaică, dar n-am mâncat-o. Mai e prima, când au pui, le dau drumul prin rotație. Asta înseamnă că dau drumul la femele, afară, da, la și zbor. Bag masculii în locul lor, las femelele să intre, dă și alea pe la pui și astea și pe. Dar acum nu, pe toți pe așa îi dau afară pe aici ca să nu mai se lovească. Le-am făcut o ieșire de asta pe aici, la care nu mai... Acolo stă fane, uitați cum de casa la papă. Da. Și acolo e grădina mea, pun. Da. Frumos, deci am vecinat cu domnul Julescu aici, nu? Da. Mai se duc pui de la unul la altul sau nu? Mai rar. Mai rar, da? Îi dăm înapoi, că el are pe piciorul stâng, eu am pe... Ăsta e un porumbel care argintiu? Argintiu, da, ăsta vreau să-l joc anul ăsta, să vedem dacă reușesc. Are toate 7 etape, să-l fac la as, vreau. Aha. Acum a fost la maraton, a făcut fond, a făcut maraton, a făcut viteză, demifond. Cum a venit? A venit bine, nu? Da, a venit și ăsta a venit al patrulea la mine. Da, e foarte constant. Da. Ăștia, am roșii ăștia care... Văd că roșii aș sunt vrea să, de bază aici. Păi în asta, dacă vede domnul Buțucan și are plăcere să facă vreun schimb, îi dau cu ceva. Eu am porumbei ăștia de ani de zile, zeci de ani. Da. Și am văzut că dânsul vrea să facă. Da, are un proiect cu... Da, un proiect, dar să vedem că e în urma mea proiectul ăsta. Eu prima aia care a venit în trăstie, argintiu. A filmat-o și pe aia anul trecut în expoziție. În expoziție, așa e. Da. Păi aia are avut locul 1 la Gold în primul an, pe Muntenia. A avut locul 1 pe București la fund, locul nu știu cât a avut, pe as, la fund. Anul trecut am mers un pic mai prost și am băgat-o la ultimul zbor la Izium. După, nu prea am mișcat așa bine de față, a făcut două etape foarte bune și până n-am mai putut. Și am băgat-o la Izium și are 13 puncte, sau nu știu cât, acum face palmaresul.
Bravo. Dacă faci și palmaresul și mai bine odată bine la maraton, e periculoasă, că are 5 puncte. Dar ea a venit prima. Deci, e acolo Borovița. Mergem să filmăm și pe ea. Super. Ăla, astăzi a venit. Ăla a venit un pic mai târziu, un porumbel foarte bun, maica sa. O porumbiță extraordinară. Eu am băgat, pe mine m-a tras un pic înapoi, că acum 2 ani am băgat cei mai buni porumbei, cei mai reprezentativi, 7-8, la matcă. N-am mai vrut să-i spun, porumbei din 2013-2014, le-am îmbătrânit un pic și eu îți bol pupuilor acum, practic. Da, da. Și nu, uitați la ce tu le zici, că e bun. Am dat un pic drum așa să se plimbe pe afară în țară. Să-și întindă aripile, da. Am fost foarte mulțumit, a venit, primii 3 au fost roșii. Da? Care au venit anul ăsta, da. Am pe unul care, acum îmi fac echipa la fund, am fost mai slab la fund, am băgat numai tineri. Am băgat, și mi-a venit aia de la Gold prima, care e el Gold, cu porumbiță. Tineri bună. Așa sunt, la mine, acum n-am ce să fac, că nu mai pot să mă urc așa des aici. O să îi mut jos și să mă urc matca aici, este foarte bine pentru matca. Le pun o dată pe zi să mănânce ca să nu mai mă urcă, da. Să nu mă obosești genunchii. Haideți să mergem și la hoiele. Da. Asta.